Bun. În acest video o să încercăm să geometrizăm lungul după cote minime. În cazul în care noi avem o reabilitare și mergem cu două straturi deasupra existentului, noi trebuie să mergem cu o cotă minimă. De exemplu, în cazul nostru avem două straturi 0,4 și 0,5, nu? Adică 10 cm, da? Peste existent. Deci noi trebuie să mergem cu platforma noastră cu 10 cm mai sus față de terenul existent, dar nu cu linia roșie în sine, adică nu în ax, pentru că noi, uitați-vă de exemplu aici, în ax avem 10 cm, da? Și linia terenului existentului se află aici. Dar dacă noi ne uităm în marginea asta, dacă noi ne coborâm cu 10 cm aici la existent, da? Atunci noi în ax o să primim oricum mai mulți centimetri înălțime. Și atunci linia asta roșie se optimizează în dependență de platforma existentă, da? Unde se intersectează platforma noastră prioritată cu platforma existentă, când, în primul rând, da? În ce zonă? Și aia este cota minimă a liniei roșie a proiectului nostru, da? Ca să ne uităm așa mai bine pe transversale. Da? Deci uitați-vă. Aici este intersecție. Deci prima dată platforma noastră cu 10 cm se intersectează aici cu existentul. Noi dacă o să coborâm mai jos, adică o să ne stăruim ca în linie roșie să avem 10 cm, atunci noi trebuie să facem frezare. Da? Deci când se face cota minimă, asta nu înseamnă că noi trebuie să mergem cu linia roșie mai sus față de existent cu 10 cm. Pentru că noi dacă facem acest lucru, mergem aici cu 10 cm, atunci o să fim nevoiți să facem frezare. Și în cazul ăsta se face cote, se calculează după cote minime. Și anume, se ia toată platforma și se caută pe toată platforma în zona drumului existent care este cota minimă, adică unde este, unde se intersectează pentru prima dată proiectatul cu existentul și acolo se pune punctul pentru cota pentru linia roșie proiectată. Asta odată un lucru. Și al doilea lucru, tot foarte important, care trebuie luat în calcul, înainte de a face cota minim, trebuie făcut supralărgirile și supraînălțările, pentru că noi dacă facem supraînălțări, da, dacă mergem undeva, găsim o curbă la supraînălțare, vedeți, aici s-a supraînălțat, da? Dar noi dacă lăsăm acoperiș și facem, zicem programul să genereze cote minime, atunci el aici va veni în acoperiș și va fi deja altă cotă minimă. Vedeți? Aici s-a intersectat, ar fi cota minimă și dacă ar fi acoperiș, s-ar putea să aici mai întâi să se intersecteze și ar da o cotă minimă greșită. De aceea, înainte de a face o cotă minimă, trebuie făcută platforma, de făcut supralărgirile, supraînălțările și după asta de generat o linie roșie după cote minime. Da? Noi deja platforma o avem definită și mergem la linie roșie. Noi linia roșie deja o avem proiectată din modelul modelul meu, dar o să salvăm această linie 003 și o să o descărcăm pentru ca să generăm o linie roșie pe cote minime, da? Mergem la utile, cote minime și zicem aici că cota noastră minimă este de 0,1. Da? Adică cu 0,1 mai sus decât platforma existentă a drumului. Bun, în cazul în care noi avem pe tot tronsonul drumului o singură cotă minimă de 10 cm, mergem pe acest principiu, da, increment de Z fix 0,1. În caz în care noi avem mai multe zone, de exemplu într-o zonă avem 0,05 cm cotă minimă, în altă parte 10 cm, da? Atunci ne trebuie să definim aceste zone aici, am dat ranforsare și anume la, cred că aici, da? Aici dăm poziția kilometrică inițială, finală și dăm frezare. Ranforsare. Nu mai țin minte. Da? Undeva aici se definează zonele, da?
Ia să vedem linie roșie. Utile. Da, prin bate ranforsare, da. Deci de acolo se definesc. În cazul nostru să dăm 01 și dăm click pe generare. Și el acum ne generează o linie roșie după cote minime. Noi dacă o să lăsăm această linie negeometrizată, o să mergem în transversală și o să vedem exact cum se pune linia roșie pe platforma noastră existentă cu 10 cm fix. El a făcut linia roșie cap-coadă. De-aia durează așa de mult. Primul punct probabil trebuie să-l ștergem că are valorile 0. Al doilea la fel. Și cam atât. Și acum mergem la secțiune, dăm un calcul. Și ne uităm peste profile. Da, deci vedem. Aici a găsit cota minimă de 10 cm, nu a coborât mai jos de ea. Da? Deci n-a intrat în frezare, asta este cota minimă în acest profil. Mergem următorul. La fel, a găsit, vedeți, a găsit aici minim 10 cm. Deci aici s-a intersectat pentru prima dată platforma noastră proiectată cu platforma existentă. Următorul pichet aici și tot așa, vedeți, aici. Aici acum s-a intersectat. Deci, vedeți, platforma noastră proiectată nu se duce mai jos de existent. S-a ridicat cu 10 cm și a generat o linie roșie proiectată. Da, vedem peste tot, nu intră mai jos. Dar problema este că noi această linie roșie nu putem să o lăsăm așa, că este făcută de înfrânturi. Adică a mers exact pe cote minime. Și în acest caz noi facem în felul următor. Luăm această linie roșie care este făcută din frânturi și o salvăm într-o linie, să zicem așa. Ok, ok, și zicem cote minime. După care încărcăm, așteptăm un pic să salveze, încărcăm linia roșie a noastră proiectată deja sau nu o încărcăm. O descărcăm și încărcăm acea polilinie pe cote minime. Da? Și în caz că nu avem proiectat linia roșie, putem să începem să proiectăm după această linie. Da? Selectăm aici o snap-out longitudinal și începem să proiectăm linia roșie după această linie întreruptă. Da? Deci asta este linia pe cote minime. Și dacă observăm, ea diferă față de linia teren. Deci este variabil. Vedeți, aici este mai o diferență mai mare, undeva este mai mică, da? Deci dacă mergem noi pe linia teren, nu vom reuși să obținem o cotă minimă. Bun, încărcăm înapoi proiectul nostru și verificăm cât de bine merge pe această linie, da? În principiu merge foarte bine. Vedeți, ea este undeva de sub. Merge bine. În principiu,